Liderii Federației Naționale Mine Energie au înaintat o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban, prin care îi cer să stopeze cumpărarea de energie electrică din țări care nu sunt membre ale UE și care nu se supun regulilor Uniunii. Respectivii producători sunt avantajați de prețul de producție care nu este afectat de certificatele de dioxid de carbon, neavând obligația de a achiziționa astfel de drepturi de producție. În ultimele zile, România a importat energie din Ucraina. Federația Națională Mine Energie vă solicită să întreprindeți toate măsurile necesare pentru stoparea importului de energie electrică din țările non-UE, țări care nu au obligația de a achita certificatele de CO2, astfel încât energia necesară pentru consumul intern să fie produsă de capacitățile de producție ale României în vederea protejării locurilor de muncă ale salariaților pe care îi reprezentăm, se arată în scrisoarea deschisă a sindicatelor din minerit și energie.